Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la TV8, la o nouă rundă a dezbaterilor electorale. Astăzi discutăm cu candidații din circunscripția 28 Chișinău, sectorul Râșcani. Invitați în platou sunt doamna Regina Apostolova, Partidul Șor, dumneaei. Nici de această dată nu a venit o reprezentantă a Partidului Șor la dezbatere, deci dumneaei este lipsă. Ne-a anunțat că niciun reprezentant al doamnei Apostolova nu poate să vină la dezbateri, să o reprezinte. În platou sunt însă domnul Nicolae Balaur, Partidul Democrat. Bună ziua. Seara. Domnul Vlad Bătrâncea, Partidul Socialiștilor. Bună seara. Bună seara. Domnul Alexandru Slusar, Blocul Acum. Bună seara. Bună seara. Domnul Dumitru Cebotarescu, candidat independent. Bună seara. Seara. Domnul Ion Cebanu, Partidul Liberal. Bună seara. Bună seara. Și domnul Dumitru Ciubașencu, Partidul Nostru. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc că ați dat curs invitației. Foarte scurt vă anunț regulile dezbaterilor. Veți avea la dispoziție în total câte 7 minute, un minut la început pentru a răspunde la întrebările temei de astăzi a dezbaterilor, după care 3 minute pentru dezbateri între candidați, câte un minut pentru a răspunde la întrebările alegătorilor și la întrebările moderatorului și un minut final. Desigur, puteți folosi timpul, nu neapărat în aceste hotare de câte un minut, 3 minute, dar va trebui să țineți cont de faptul că mai multe minute decât 7 nu vă putem acorda. Tema dezbaterilor de astăzi sunt integritatea candidaților. Domnul Balaur, prima întrebare este pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, sloganul electoral al Partidului Democrat, pentru Moldova. Cum se potrivește acest slogan privatizării Air Moldova, dării în concesiunea gărilor auto, vânzării către străini a pachetelor de acțiuni de la mai multe bănci sistemice din Moldova? Sloganul n-a început de la ceea ce e în cazul noastră, a început de la pentru Moldova, pentru că la noi până în ziua de azi începe să încearcă să dezbină societatea în două. Fie la vest, fie la est, cineva se roagă că se oprească finanțarea la Bruxelles, cineva la domnul Putin, dar de fapt pentru Moldova asta înseamnă că nu sunt împotriva nici a Rusiei, nici a Bruxelles, nici a României, este numai pentru locuitorii aici. Eu înțeleg că pentru Moldova nu este doar un slogan geopolitic, este un slogan care reflectă în general politica de guvernare a Partidului Democrat. Vă întrebam cum aceste privatizări sau dări în concesiune care s-au făcut cu lipsă de transparență corespund acestui slogan pentru Moldova, pentru cetățenii Moldovei. Uitați-vă, de fapt, pe aceste toate scheme care le-ați invocat dumneavoastră, deja sunt pornite dosare și sper că în anul 2019... Sunt pornite, pentru care la momentul de față doar se lucrează pe acest domeniu. Pentru că noi cunoaștem chiar de la furtul cel miliard, se cunoaște că au început deja să vândă activele acestei bănci care au lichidat, care au fost scoși banii. Aici este un domeniu mai larg, dar credem că chestia asta trebuie să discutăm într-un public mai mult și mai mult de 7 minute. Da, pentru că se axează mai mult. Vă mulțumesc. Chiar a fost o noutate că sunt pornite pe aceste ultime privatizări dosare. Pe gări. Domnul Bătrâncea, în declarațiile dumneavoastră de aviere din ultimii ani, declarați niște venituri. Donațiile pe care le-ați făcut însă Partidului Socialiștilor și candidaților din diferite alegeri ai Partidului Socialiștilor sunt însă foarte mari, uneori aproape la fel ca și venituri, uneori jumătate de venituri. Cum se explică acest lucru? Apropo, același lucru l-am constatat și în cazul altor candidați a Partidului Socialiștilor. Cum se face că donați atâta cât câștigați, uneori mai mult decât câștigați? Nu, în primul rând, haideți să nu manipulăm opinia publică. Niciodată nu am donat cât am câștigat, am donat până la jumătate și de aceea este diferența până la jumătate și practic tot ce câștig. Haideți să nu manipulăm, doi. Dar eu, ok, eu jumătate. Cum reușiți eu să trăiți de un mod de viață destul de modest, n-am imobiluri, imobile, n-am automobil de lux, nu umblu prin nu știu unde în lume. Am o viață destul de modestă, m-am dedicat partidului, de 8 ani lucrez pentru acest partid. Pentru mine este foarte importantă soarta acestui partid politic, de aceea îmi dedic și timpul și sănătate și în măsură posibilităților ceea ce pot dona. Eu am calculat cât ar fi salariul dumneavoastră, cât ar fi veniturile dumneavoastră după ce faceți donații. Nu trebuie să le calculați, deci ele sunt în declarație de venit, ele sunt plasate public și nu trebuie să analizați. Dumneavoastră sunt absolut publice. Dar cât cheltuiți dumneavoastră pe lună? Mie mi-a ieșit că vreo 3.000 de lei. Nu, dumneavoastră aveți probleme cu matematică. Nu, eu am reieșit din cifrele pe care le indicați dumneavoastră în declarațiile de avere și minus donații. Nu corespunde la dumneavoastră matematică. N-am dar ce comenta. Cât cheltuiți? V-am spus că donațiile mele de partid sunt până la jumătate, până la 40% din venit.
Venitul meu este public, oamenii pot verifica. Bun, vă mulțumesc. Dar nu sunt nicicum 3.000 de lei, cum spuneți dumneavoastră. Bun, facem încă o dată matematica după dezbatere. Vă rog mult chiar să faci și pe urmă domnul Slusar, în declarația de avere a dumneavoastră, declarați o mașină. Eu nu știu cum arată mașina dumneavoastră. Colegii mei au căutat un model de mașină similar. Cam așa arată mașina dumneavoastră. Da. Dumneavoastră indicați că ea costă 25.000 de lei, cam 1.500 de euro. Era noi mai stare... ieftin de 5.000 de euro n-am găsit. Nu, era în stare deplorabilă. Atunci am luat, practic, nu funcționa și atunci acei bani eu am găsit și am introdus încă o parte din bani. Dar nu pot să spun că ea arată foarte bine. Cu părere de rău, precedentul proprietar o folosit la maximum. Acum, dacă îmi dați 3.000 de euro, ne ducem și facem contract după emisiune. Bun. Dumneavoastră, cât ați dat totuși pe mașină? Suma care e indicată. Ați găsit mașină de 1.500 de euro. Da, eu fost practic, nici nu funcționa această mașină. Și acum funcționează? Funcționează, dar cu greu. Oricum, reparația capitală nu mi-a ajutat și acum îmi caut cumpărător. Dar vă deplasați cu ea? Repet încă o dată. Nu, practic, nu mă deplasez. Repet încă o dată. Cine dorește din toți participanți, ne ducem cu 3.000 de euro, vând această mașină. Am înțeles. Domnul Cipotărescu, iarăși declarația de avere de la CEC. Dumneavoastră ați declarat acolo venituri de circa 43.000 de lei în 2 ani de zile, din activitatea dumneavoastră, plus 65.000 de lei dividende. Având multe companii, vreo 5-6, dacă mi-amintesc eu bine, cum se explică venituri atât de mici de la companii care le știm noi toți, vedem că au clienți. De fapt, acolo este declarat practic 1.000.000 de lei. Venituri total pe această perioadă de timp. Și am avut cheltuieli, care ne-am cumpărat și mie niște câteva active, pe 250. Am rămâne 750 în timp de 2 ani. Poate ceva s-o scapat. 43.000 de lei la mai este și venituri din chirii. Și din chirie, da, dar asta e altceva. Asta sunt banii pe care eu trăiesc. Din chirie ați închiriat niște spații, din activitatea companiilor. Da, din activitatea companiilor. Este un moment foarte important. Cine activează în companie și o dezvoltă permanent, el plătește impozit pe profit și ceilalți bani îi investește mai departe. Dumneavoastră ați observat că eu am început de la zero, tot aici la Rucanfca, și permanent cresc. Ceva deschid, ceva fac, ceva fac. Eu nu mă opresc. Și de ce toți banii care eu le fac, care nu am nevoie de pentru viață, eu investesc mai departe. De ce și nu le scot din companie? De ce nici nu se vede dividendele? Asta este. Dumneavoastră investiți cum? În companie? Nu retrageți din companie banii? Lăsați în companie? Și dezvolt încă afaceri. Din ce trăiți? Din ce trăiți? Păi eu un milion am. Am avut 1.000.000 de lei în aceste două perioade, dar și 250 am cumpărat ceva pentru casa activă. Urma 750.000. Eu consider că e destul. La rendă mi se pare că era vreo 500.000, nu chiar 1.000.000. Nu, în total, în toate veniturile pe anul, da. 1.000.000. Bine, vă mulțumesc. Domnul Cebanu, mai mulți dintre colegii dumneavoastră de partid au ajuns de-a lungul anilor eroi a unor anchete jurnalistice. Despre dosare penale știm. Există în privința mai multor membri ai Partidului Liberal. Unele sunt politice. Politice, da, poate, nu știm. Așteptăm să se expună instanța de judecată. Ce veți face dacă ajungeți la putere cu aceste dosare pornite împotriva membrilor Partidului Liberal? În primul rând, vom face în așa fel încât justiția să fie liberă. Și ulterior să-și spună cuvântul, ultimul cuvânt, justiția. Adică dosarele vor merge în instanță? Ele, ați spus că sunt. Vorbim de cele care sunt. Nu toate sunt în instanță. Bun, sunt la diferite organe. Urmărire penală. Da. Sunt la diferite organe. Deci, în primul rând, este vorba despre faptul ca justiția să devină liberă, competentă, independentă de orice factor și atunci să-și spună cuvântul justiția. Dar cum o faceți să fie liberă? Cum o facem? Da. În primul rând, nu vom avea nicio influență asupra lor. Nu vom da nicio indicație. Și asta e sigur peste, imediat libertatea? Dacă îmi permiteți să vă spun. Asta este unul din factori. Doi. Vom începe cu institutul cel al justiției. De acolo trebuie să înceapă. Că acolo creștem noi, viitorii judecători, viitorii procurori. Trebuie să vedem ce fel de competențe creștem noi acolo. Ulterior vom veni în instanțele de judecată, în toate organele. Am impresia că unele trebuie lichidate și formate din nou. Am înțeles. Pentru că corupția și nivelul de dependență este foarte mare. Am înțeles. Dar de aceste dosare se vor ocupa alți procurori, judecători, care vor fi deja liberi, așa înțeleg.
liberi, profesioniști și care se vor conduce de lege. Am înțeles. Domnul Ciubașencu, dumneavoastră sunteți jurnalist cu experiență mare de activitate. Da, de 30 de ani. Cu siguranță știți și să apreciați munca jurnaliștilor, celor adevărați, celor care își fac cu bună credință meseria, mai cu seama celor de investigație. Spuneți-mi, vă rog, pornind de la anchetele apărute în presă în ultimii ani, credeți că Renata Usată este o persoană integră? Renata Usată nu a furat în Moldova, nu a câștigat aici. El a făcut banii în business în altă țară, în Rusia. 10 ani de zile el a fost ca gastarbeiter. A raportat în Rusia veniturile, a plătit impozite, deci pentru binefaceri, fundația sa de binefaceri a cheltuit banii aici. Ce ține de dosare penale, dacă vreți să întrebați, noi considerăm că toate dosarele penale sunt fabricate. Renata Usată este dușmanul personal al lui Vladimir Plahotniuc, omul președintele PD care a capturat statul și este o răzbunare. De exemplu, el are două mandate de arest, ceea ce nu se permite chiar conform legislației din Republica Moldova. Dar eu despre altceva un pic vorbeam. Domnul Usată, dumnealui personal, iese în conferințele pe care le are, în live-urile pe care le are pe Facebook și spune, i-am dat mită celuia, i-am plătit celuilalt. Deci asta, cum să zic, infracțiune este și dare și luare de mită. Când iese și spune astfel de lucruri, este integră persoana? Dacă aveți în vedere pe domnul Dodon sau pe cine, că a dat bani lui Dodon sau... Iată, recent a vorbit și despre domnul Dodon. Da, dar vorbea înainte și despre procurori și despre alți funcționari de stat pe care îi plătește. Procurorii și polițiștii, eu cred că trebuie să se autosesizeze, să depună cerere de pornire a investigației, de a dosarul penal împotriva lui Renata Usată. El are și acest stil de a epata publicul, deci... Poate el exagerează sau glumește în așa. Să nu credem. Sau este un trolling, știți? Am înțeles. Bun, vă mulțumesc. Acum suntem la runda dezbatere. Am să vă rog să adresați întrebări candidaților din dreapta și din stânga, pe care aveți în total, aveți 3 minute aproximativ pentru această rundă. Domnul Bălaur, vă rog să adresați o întrebare domnului Bătrâncea. Domnul Bătrâncea, noi cunoaștem că dacă vorbim totuși de corupție, acum în presă se vehiculează și au apărut foarte multe insinuări, cum construcțiile, după ce vă înțelegeați deja construcția care boicotați și fermați gardurile, se construia mai departe, după care sunt cărlas nemijlocit a susținut, fracțiunea socialistă a susținut și a votat președintele Republicii Moldova și multe din care sunt care au ieșit și au fost președintele de țară, a ieșit și a declarat că președintele a fost admeasă de partid, a fost corupt, și a primit o sumă impunătoare de bani și ultima care a ieșit acum în presă, că din Rusia s-au adus peste 20 de milioane pentru campanie electorală. Negați acest fapt sau sunteți de acord sau aveți o argumentare? Într-adevăr, acum în campanie electorală, pe ultima 100 de metri, voi cei din PD și PL încercați să scoateți diferite aberații și mai departe. Voi ați condus muncii pe Chișinău, iată cu colegul, ați dilapidat orașul de milioane de lei, ați furat terenuri de joacă, ați furat diferite loturi de pământ, ați construit, ați devenit multimilionari, inclusiv și dumneavoastră împreună cu nașul dumneavoastră, domnul Iurie Dârdă, ați devenit milionari din construcții. Noi am oprit unele construcții a dumneavoastră. Niciun caz de corupție nu a existat, nu poate exista și colegii mei șase trăiesc la apartamente închiriate și nu puteți demonstra absolut nimic de aceea că nu a avut loc. Însă știm că nașul dumneavoastră de economie, domnul Iurie Dârdă, a atacat Partidul Socialiștilor ca să-i compensăm 10 milioane de lei de aceea că am oprit construcția la Codreancă, care este în imediată apropiere cu Creangă. Și pot să vă întreb, dar de ce dumneavoastră ați permis să lichidați aici havuz frumos în fața la Spitalul Clinic Municipal numărul 3, de exemplu? A fost un havuz frumos, dumneavoastră ați venit, ați construit acolo absolut abuziv. Dumneavoastră ați devenit milionari, anume datorită acestor fără de legi. Ceea ce sunt de colegii mei, nu puteți demonstra absolut nimic de aceea că sunt absolut integri. Dar... Îmi permiți ca replică? Da, scurt. Dar noi, de fapt, luăm nu argumentările noastre sau partidului sau cel care s-a invocat noastră, este o invocare adusă de către domnul președinte Voronin,
Este de domnul Usatăi, domnul învinuiri, și este de liderul platformei din Rusia, prin care confirmă faptul că dumneavoastră ați luat. Adică noi vedem, de fapt, dacă aveți posibilitatea să vă expuneți anume la peste aceste trei criterii. Niciun fapt nu a existat, nimic absolut niciodată nu a fost demonstrat, sunt niște aberații și manipulări primitive. Domnul Voronin, la fel ca și domnul Usatăi, vin și scot aceleași aberații care le difuzează publica media, același holding, dumneavoastră cred că lucrați într-o singură direcție. Bun, întrebarea pe care aveți dumneavoastră pentru domnul Balaur, deci, e cea pe care ați enunțat-o sau alta? Eu foarte, foarte scurt îl întreb pe domnul Balaur. Domnul Balaur, dumneavoastră împreună cu domnul Yuri Derda ați devenit milionar din construcție în municipiul Chișinău. Eu vă întreb, aici în sectorul Rășcani dumneavoastră ați devenit cumva, nu știu cum, prietur. Întrebarea este simplă. Ați construit mai multe case supraetajate, ați câștigat bani frumoși. Spuneți-mi, rog, câte grădinițe s-au închis în ultimii ani și câte grădinițe s-au construit de către PL, PD, guvernarea de la Chișinău? Grădinițe eu n-am închis niciuna. Acum vă răspund. Măcar una. Ați proiectul 236, stimate domn, 06-07-2018, care deja la o dezbatere vă l-am invocat, prin care același deputat Yuri Dârlă, care spuneți dumneavoastră, a introdus un proiect de lege prin care se presupune că pe terenurile arendate, liberate de către Consiliul Municipal arendate, se interzice primirea actelor permisive, cum este certificat de urbanism și autorizație. Dar cum acestele, ați construit pe terenuri proiect de lege, care v-am invocat eu, socialiștii în Comisia Parlamentară nu a susținut. Acum, dacă vorbim noi de terenurile care sunt în oraș, fracțiunea Consiliului Municipal, pentru că aici sunt și niște consilieri municipale în platou, nu o să-mi permite să mint, planul urbanistic general nu este din 2007 până în prezent, nu este adaptat. Pentru cine este confortabil, asta e una. Cum șantierele de construcție se demolau gardurile, după care, după o înțelegere, cum spune domnul Voronin, deja se construiește mai departe. Caz, exemplu vă dau concret, asta e strada Kiev, unde ați dezbătut gardurile și construcția a mers mai departe. Datorită că voi ați susținut. Mai aveți puțin timp și mai trebuie să adresați întrebări, eu n-aș consuma tot timpul. Un comentariu mic, în sectorul Șcani nu a fost construită nicio grădiniță, au fost închise patru. Eu cred că sunt unicul aici care trăiesc în acest sector și prietenii mei nu au unde duce copiii în sectorul Șcani. De ce? Că s-a construit abuziv aceste clădiri. Neastră, cu aceste manipulări, tot unul, mai devreme sau mai târziu, va urma să răspundeți pentru fiecare teren. Inclusiv pentru acest abuz frumos în fața spitalului municipal numărul 3. Partidul Socialiști. Acestea sunt niște minciuni, dar fază că ați dilapidat municipiul Chișinău, sunt fapte și dosare penale care sunt, ele nu sunt politice, cum spuneți, ele sunt pe fapte de corupție. Haideți să respectăm ordinea de desfășurare dezbaterilor. Că toți socialiștii din Consiliul Municipal sunt ușor pe botișor. Toți au câte un dosar la fund. Și marea întrebare este că dumneavoastră donați jumătate din tot ce primiți. Ceban. Alții donează mai mult decât primesc. Ceban, voi explicați acum, cum ați devenit. Acum avem niște reguli în dezbatere. Vă rog frumos să respectăm reguli. Domnul Balaur, dumneavoastră vreați să dați o replică. Vă rog frumos să ascultăm pe domnul Balaur. I-ați adresat o întrebare, îi ascultăm răspunsul. Dacă dumneavoastră ați lucra așa de bine cum vorbiți, preț nu ar avea. Multă polemică, dar efect zero. Da. Domnul Bătrânce, vă rog o întrebare. Da, fine, ați ales-o pe Silvia Radu împreună, așa că vă stă bine. Pentru este întrebare, o minciună caracteristică liberală. Dar ce este minciună? Ați observat că nu v-a ajutat. Domnul Bătrânce, o întrebare pentru domnul Susar. Da, pentru domnul Susar, care vine cu minciună că trăiești în sectorul Șcani, nu a trăit el aici niciodată. Întrebare simplă. Măcar un copac plantat în sectorul Șcani, măcar o bancă, măcar ceva ați făcut în acest sector, în afară de vorbe frumoase. Nu mă trece. Eu am obosit să răspund la această întrebare. Ca cetățean, nu ca deputat. Ca cetățean. Da. Lăsați-mi, eu ca cetățean am făcut multe lucruri în alte domenii. De exemplu? Locuiesc. Eu nu sunt dator să vă dau dare de seamă și ce am sunt făcut eu până în 2018. Sunt dezbateri, vă întreb. Repet, ce ați făcut în sectorul Șcani? Măcar un lucru numiți-l. Eu am activat în domeniul agricol, eu am activat în domeniul protejării drepturilor, fermierilor și iată acolo eu pot să dau dare de seamă. Dar eu nu sunt obligat, nefiind în funcție consilier municipal sau deputat, să vin cu raportul față de unul care a fost mai mulți ani consilier municipal, deputat și iată am ajuns la acest oraș distrus datorită socialiștilor inclusiv. Nu, datorită pe Ledimelul din care faci parte. Când ceva e bun făcut, asta e socialiștii au făcut, câte ce e rău, asta liberalii au făcut. Voi n-ați făcut nimic și portați răspunderea pentru distrugerea țării și pentru distrugerea municipiului. Dar eu locuiesc în sectorul Rășcan 6 ani deja. Este încă o minciună. Sunt niște demagogie, înțeleg foarte bine, dar pot să vă spun, eu nefiind deputat, consilier municipal aici în sectorul Rășcan, împreună cu colegii, fiind activiști civici, am sădit copaci, am ajutat bătrânii, am avut proiect.
te frumoase. Cât ați furat? Și nu am furat un ban. Asta dumneavoastră ați furat din subsidii, chestii. Niciodată n-am fost în afaceri, niciodată n-ați putut scoate nimic. Slusa, vă rog să întrebare se adresează domnului Bătrânce. Întrebarea foarte simplă. Dacă noi vom vedea în scurt timp probe, deja sunt suficiente, dar dacă vom avea mai multe probe... Dacă sunt suficiente, demonstrați probe. Dar au fost publicate, sunt documentele, au fost documentele. Dacă noi vom avea și alte probe, că Igor Dodon este corupt și a luat mai mulți bani de la Șor, de la Platon, de la Plohotniuc, pentru că a votat pentru Timofte. Dumneavoastră personal, sunteți gata să fiind deja deputat de Parlament, să depuneți mandat? Sau ce aveți de gând să faceți cu Igor Dodon? Pe parcursul ultimilor ani, de multe ori veneați cu diferite minciuni și manipulări. Niciodată nu ați putut prezenta nici cât e negru sub unghi. De aceea că în afară de demagogie, dumneavoastră nu sunteți capabili de nimic. Și dacă dumneavoastră, domnul Slusăr, ați ajuns să vă informați de la publică și prime, eu încă o dată mă asigur că diferența între voi, pe LDM, între PD, nu există niciuna existențială. Dumneavoastră, sunteți una și aceeași cu guvernarea de astăzi. Eu v-am întrebat, dacă vor fi probe concludente, sunteți gata? Răspund, sunt absolut sigur că aceste probe nu există. Dacă ar exista, de mult era să-i scoateți. Dar puteți doar să vorbiți și să creați anumite așteptări mincinoase. Clar. Bun. Domnul Slusăr, o întrebare pentru domnul Cebădărescu. Domnule Cebădărescu, nu vă întreb despre... Întrebați. Apropiația din Partidul Democrat. Nu mă interesează tare. Nu mă interesează cine v-a impus să participați în această cursă. Sunt doar curios. Eu decid ce întreb. Haideți să înțelegem. Eu sunt doar curios. Ideea asta de a legaliza marihuana nu cumva este propusă de Vladimir Gheorghevici, că oamenii de-amu, dacă o să fie sub caif, să nu înțeleagă, ei s-amu tumaniți, intimidați, intoxicați, dar oricum mai gândesc, dacă o să fie sub caif, gata, n-ați mai facă nimic în țara asta. Chiar aici am exemplu concret că tratamentul cu marihuana legal ar fi util. Noi avem 3 persoane aici care sunt foarte agresivi. Dacă ar fi într-o țară unde este legal tratamentul cu medical, cu cannabisul, domnul Bătrânce, Slusăr, domnul Pele, precis ar primi tratament cu cannabis. Și scădea puțin agresivitatea lor, ar fi mai oameni mai buni. Ați avut grijă de noi, am înțeles. Ar fi ok. Asta este un moment care important. Nu înseamnă și este o oportunitate foarte bună pentru economia țării noastre. Clar. Deoarece poate aduce în țară foarte mulți bani prin agricultură, prin toate metodele care pot fi. Asta este ca o naftă, ca un petrol. Da? Asta este. Plantă crește. Domnul Cebătărescu, vă rog o întrebare pentru domnul Slusăr. Da. Înainte de aceasta vreau să aduc o remarcă la domnul Bătrâncea. Mii de scuze. Eu m-am născut. Eu locuiesc într-un apartament la bloc, împreună cu soția mea și cu 4 copii la Rășcancu. Matei Basarab, asta în circumscripția 28, deja de 42 de ani. Pentru o informare, ca să știți și dumneavoastră. De unde ați luat această stiluță? Cine vă rugați să veniți cu stiluța în buletin de vot? Domnul, nu aveți drept să se adresați la întrebări. Vă știți cum se numesc căprele pensate domnul la noi? Domnul Cebătărescu, vă rog o întrebare știți pentru domnul Slusăr. Da. Dumneavoastră acum consumați din timpul meu pentru întrebări. Așa că vă rog frumos să mi-l lăsați, vă pot adresa întrebări. Domnul Cebătărescu, o întrebare pentru domnul Slusăr. Domnul Slusăr, noi, practic, avem două întrebări comune care poate fi și apropiate pentru dumneavoastră. Prima asta este distribuirea subsidiilor pentru agricultori numai și numai prin asociații, asociații de profil, ca să evităm toate fraudele care sunt acum. A doua este decriminalizarea și legalizarea cannabisului în scopuri medicale, care poate fi foarte util și economic convenabil pentru agricultori. Dacă ajungem ambii în Parlament, o să susțineți vreun punct din programul meu electoral? Primul, susțin. Eu tot timpul și cadrul dezbaterea la regulament am fost împotriva că să fie condiția că primești subvenționare pentru că să fie numai decât să devii membru unei asociere. Și tot timpul a fost răspuns că e nevoie că oamenii agricultori să se asocieze și prin așa mod e posibil cumva de făcut mai bine cooperarea fermierilor. A doua, în condițiile când noi avem
80% de pensionari sub minimum de existență, când noi avem cea mai săracă țară în Europa, măcinată de corupție, de lipsă de justiție, să vii cu prioritatea să fie legalizată marihuana, mi se pare că cel puțin este ridicol, dacă nu penibil. Am dreptul la replică, da? Am dreptul la replică, da? Da. Respectiv, avem un punct în care noi suntem pe aceeași cale. Respectiv, eu aș îndemna alegătorul pe circumscript să mă aleagă pe mine, iar pe parlamentare, pe linii de partid, pe domnul Slusă. Doar o mică replică. Regulamentul este aprobat de către guvern. Și nu este în competența Parlamentului să aprobe regulamentul de subvenționare. Asta rămâne la atitudinea guvernului. Da, dar dacă obții majoritatea parlamentară, e clar lucru, da, guvernul. Doar o replică. Domnul Cepătărescu, o întrebare pentru domnul Cebanu. Înțeleg că v-ați înțeles așa. Domnul Cebanu. Ia, uimiți-ne. Da. Noi deja ne-am întâlnit la alte dezbateri. Și eu m-am întrebat de ce mai rămâneți alături de Dorin Chirtoacă și Mihai Ghimpu, da, care au rotat ce au putut face. Dumneavoastră v-ați lăudat că ei au făcut foarte multe lucruri frumoase. Da. Spuneți-mi, vă rog, cum vă plac acum drumurile care sunt restabilite de Dorin Chirtoacă? De la marihuana la drumuri. Stimate domn, vă amintesc că Dorin Chirtoacă nu se mai află în funcție de aproape 2 ani de zile. Întrebările la stimabilii domni. Cum se află, cum se întâmplă în așa fel încât drumurile au devenit mai proaste? Întreținerea drumurilor este din ce în ce mai proastă. Întrebați pe DEU și pe SRM-ul. Ei guvernează, ei și-au pus-o pe Silvia Radu, acum stau cu Codreanu în frunte, el s-a autopropus în funcția asta, s-a autonumit și tot așa mai departe. Despre drumuri ați răspuns? Dacă nu aveți... Da, inclusiv și despre drumuri, domnul. Dacă nu aveți... Păcat că nu pot eu să discut. Dacă nu aveți observații, domnul Cebanu, vă rog o întrebare pentru domnul Cebotărescu. Eu pentru domnul Cebotărescu întrebări nu prea am, că, mă rog, marihuana e tot clar. Dar eu aș avea întrebare pentru stimabilii domni din platou. Ei toți pretind la funcția de deputat. Și dincolo de ridicolul situației în care ne aflăm, este penibilă această campanie electorală, pentru că noi, în loc să discutăm despre lucruri importante, despre viitorul Republicii Moldova, despre dezastrul în care se află Republica Moldova, despre viitoarele proiecte de legi, noi am ajuns să discutăm câte becuri o spunem, câți copaci domnul Bătrâncea o spună, câți alții n-o să facă nu știu ce, lucruri improprii pentru un deputat. Asta să fie clar din capul locului. Bun, pentru domnul Cebătărescu, care este? Dar, pentru stimabilii domni din platou, întrebarea este în felul următor. Pentru domnul Cebătărescu. Domnul, dacă or să vrea, or să răspundă. Dacă nu, nu, asta este. Pentru mine este important. Da. Pentru că picolul oarele puterii se aude din ce în ce mai mult despre federalizarea Republicii Moldova. Și ca o soluție pentru problema noastră din stânga Nistrului. În cazul în care... Eu am mai pus-o, stimabilii domni de lângă mine, chestiunea asta, dar vreau să o pun și tuturor. În cazul în care ajungem să discutăm lucrul ăsta, inclusiv în Parlament, care va fi poziția dumneavoastră și ca și deputat și ca și cetățeni? Numai dacă vreți să răspundeți, dacă nu, nu. Domnul Cipătărescu, dumneavoastră, în primul rând trebuie să răspundeți. Pare un lucru dezastruos și de aceea insist pe ea. Bun, la întrebarea lui domnul Cebanu, da, îi răspund că da, privind la federalizare. Eu consider că noi suntem o țară mică și noi toți să rămânem împreună. Cum trebuie asta de făcut? Cum? Prin comunicare, prin convingere. Dar noi trebuie să rămânem împreună. Am înțeles. Scurt, dacă vreți să... Foarte scurt. Da. Federalizarea nu poate fi acceptată de blocul acu. Este ceva păgubos pentru Republica Moldova și spun la toți stătăliștii care tare mari grijă au față de stat. Federalizarea este un model care va pune capacul Republicii Moldova. Gata, Parlamentul bicameral cu Găgăuzia și Transnistria ca două părți și Moldova este absolut inacceptabil. Cred că răspunsul este clar. Dacă vreți să răspundeți, dacă nu, nu. Eu pur și simplu încă o dată înțeleg cât de provincial sună... De ce sub mustieți? Neastră insistați foarte mult. Lăsați-l să vorbească dacă a început să vorbească. Nu, eu știu. Spuneți. Mă miră acest provincialism de la persoane care merg la Berlin, în Germania, în Statele Unite, Belgia,
Și alte țări care sunt federații, care au avut diferite situații istorice, conflicte și care au găsit o formulă. Dacă nu vă place federalizarea, noi vom găsi alte formulare. Dar ideea este că noi trebuie să reîntregim țara, că suntem același. Dar voi, care ați guvernat 8 ani de zile, și Chișinău, și Republica Moldova, și care acum încercați să vă ascundeți după paravana Luzinșilor, tot nu veți răspunde. Și nu veți fi voi aceia care veți decide soarta Moldovei. Bine. Eu cred că a fost clar răspunsul domnului Bătrâncea. Pentru mine era clar de mult. Eu vreau să audă și cetățenii. Domnul Cebanu, vă rog o întrebare pentru domnul Ciubășencu. Aceeași. Cu federalizare. Asta e răspuns obligatoriu. Cred că da? Eu cred că da. Eu am răspuns în alte dezbateri la această întrebare. Această întrebare de reîntregire a Moldovei ține de Constituție. Oricum, orice construcție legală pe care va fi rezolvată problema transnistriană ține de nouă Constituție. Noua Constituție trebuie să fie elaborată foarte minuțios în cadrul unei adunări constituante și trebuie să reprezinte un consens larg în societate, între diferite părți sociale, politice, regionale. Acum fiecare încearcă să scoată din Constituție așa o bombonică care lui place. Cineva cu Republica Prezidențială, alții cu reducerea numărului de deputați, încă cineva cu federalizarea. Nu, dar care e poziția dumneavoastră? Poziția mea, eu n-am poziție cu privire la viitoare urânduire a Republicii Moldova statală. Ea trebuie elaborată în rezultatul unui proces larg de negocieri în societate și să reprezinte un consens național. Deci da. Să negociem cu transnistrienii, federalizarea. Inclusiv, nu știm, o să fie federalizarea sau ce o să fie acolo. Dar să negociem, să negociază, dacă știți. Domnul Ciubășencu, o întrebare pentru domnul Ciubanu. Dacă îmi permiteți o remarcă, da. Pentru că mi se pare foarte important, nu contează nici timpul aici. Stimați cetățeni, nu în zadar pun întrebarea asta, pentru că este important, este pericolul mare ca Republica Moldova după alegerile astea să ajungă pe mâna partidei ruse. Și partida rusă așteaptă să federalizeze Republica Moldova, prin asta să o integreze direct la Moscova, direct sub influența Moscovei, de unde nu o să o mai putem scoate în următorii 100 de ani. Asta este marele pericol pe care îl aduce aceste alegeri. Da. Domnul Ciubășencu, o întrebare pentru domnul Eu chiar n-am întrebări la nimeni. Trebuie să adresați o întrebare. Ajutați-l să scape de minute. Da. Ca unul din punctul chei a platformei mele este introducerea controlului popular asupra instituțiilor statului. Dumneavoastră sunteți de acord cu această idee? Asta este o noțiune foarte largă, controlul popular. Controlul popular înseamnă și dezbateri publice. Ori, de multe ori, acestea se fac de formă. Controlul popular era și pe vremea Uniunii Sovietice, dacă vă amintiți, în unele chiar instanțe ale poporului. Dar de departe era ca justiția acolo să funcționeze, de departe instituțiile statului să funcționeze cum trebuie. De aceea este o noțiune vagă. În momentul în care ne spuneți foarte clar ce aveți în vedere, atunci putem discuta. Da. Domnul Ciubășencu, o întrebare pentru domnul Balau. Pot să răspund, da. Da, dacă aveți o replică, da. Ideea mea este să introducem control popular pentru că instituțiile statului nu pot asigura acest control și furtul miliardului când toate organele de supraveghere, de control, nu au văzut furtul câte 20 de milioane de dolari pe oră timp de 2 zile, este o dovadă. Control popular trebuie să fie introdus în Constituție, trebuie să fie adoptat codul control popular și în aceste legi trebuie să instituționalizăm acest mecanism să fie tot legal. Cred că cum este un concept mai larg, da. Care trebuie explicat mult mai minuțios. Trebuie să fie elaborat anume în procesul de elaborare a noii Constituției. Da. Dar mică întrebare, domnule Ciubășencu. Nu aveți drept, N-am dreptul. Doar eu sunt curios cum va funcționa, că controlorii tot vor fi plătiți și pe urmă punem controlorii asupra controlorii. Eu cred că asta e o noțiune mai generală care merită discutată într-o altă, poate într-o altă emisiune. Este o idee că poporul trebuie să aibă dreptul să controleze instituții statului pe deputați, pe miniștri, pe procurori, pe judecători, pe businessmani care folosesc banul public. Mecanismul trebuie să fie discutat chiar și larg. Nu eu vin cu să impun ceva, să-l discutăm și să-l aprobăm împreună. Haideți să adresați o întrebare și domnului Balaur, ca să trecem și apoi domnul Balaur vă adresează. Da, el a rămas restant cu federalizarea. Chiar nu interesează. N-a vrut să răspundă. Domnul Ciubășencu. Chiar n-am, dar dacă insistați. Altă propunere a mea, știți că sectorul Lășcanți stă pe mine. Suprafața minelor este de 60 de hectare, ajung până la Stăuceni, de unde noi suntem ambii.
Jumătate din aceste goluri este inundate. 30 de hectare sunt inundate. Eu propun ca să fie publicate mapele a acestor mine, să fie făcută expertiză, inclusiv internațional, și până nu se face acest lucru, să fie introdus un moratoriu asupra construcțiilor clădirilor cu multe etaje. Dumneavoastră ați susține o astfel de abordare? Abordarea asta, iarăși din nou, este bună, ce spuneți dumneavoastră, numai că sub alt aspect. Într-adevăr, acolo, cunoaștem, este mina Chișinău, dar nu e așa de problematică și nu poate fi stopat nici sub o formă, pentru că acolo sunt o stație de pompare care funcționează. Care nu funcționează. Nu, acum, eu am fost acolo, nu funcționează. O pompă funcționează din patru. Nu funcționează. Domnul pentru că nu sunt bani pentru electricitate. Am intrat acolo. Consiliul Municipal alocă vreo 2 milioane de lei pe an, care uitați, sunt cheltuiți într-o lună. Fapt, acolo eu am fost, am văzut că nu se pompează. Eu am văzut cu ochii mei. Nu. Eronat, spuneți, de fapt, pentru că acolo, nu lucrează toate patru. Eu am văzut că mina inundată. Nu. Până la 7 metri, eu am văzut cu ochii mei. Cum ați susține? Ați zis că ar putea dă în altă formă. Acolo sunt patru pompe care urmează și această apă este transportată. Dar acolo nu lucrează tot patru. Într-adevăr, aveți dreptate, nu lucrează patru. Lucrează două din ele. Acum s-a investit la nivel de guvern, urmează să fie niște sonde. După care se mai discuta prealabil că această, pentru că acum Consiliul Municipal este, dacă nu mă înșel, 90% proprietar acestei mini. Peste 90. Peste 90. Deja Consiliul Municipal se va expune nemijlocit pentru, hai să spun așa, mina Chișinău întregime și eu cred că va găsi o ieșire din situație cea mai promptă, pentru că urmează să fie și sondele, care iarăși până la Stălucei merge împreună. Dacă îmi permiteți aici, eu pot să vă lămuresc chiar în amănunt, dacă vreți, dacă vă interesați, dacă nu. Domnul Balaur, vă rog să adresați o întrebare domnului Cibașencu. Domnul Cibașencu, întrebarea constă în felul următor. Dumneavoastră și liderul de partid, dumneavoastră și întreg partid, a susținut nemijlocit candidatul la funcția de președinte a socialiștilor. Acum îl criticați. Ce s-a întâmplat și când ați fost sincer? Atunci când l-ați ajutat sau acum? Îl criticăm pentru că el ne-a amăgit și ne-a trădat. Dacă țineți dumneavoastră aminte, în ajunul alegerilor, domnul Dodon a semnat și a fluturat un acord că el va lupta cu Plahotniuc. A fost așa. Auzi, domn Batrâncea, nu te juca. Pe data de 4 noiembrie, ziua nașterii lui Renato Osată, între două tururi. Vă rog frumos să ascultăm. Da, domnul Dodon a fost Capriam. Acasă. Haideți să respectăm. Domnul Dodon a fost acasă la domnul Osată la Moscova. Eu am fost prezent acolo. Și el chiar a ridicat un pahar cu vodka, a spus că noi o să luptăm cu acest regim, eu îmi să ajut. El ne-a amăgit. Eu de două ori am cerut scuze pentru asta și am retras votul meu pentru domnul Dumnezeu. Acest vot ca și cum nu există. Cine a înțeles, a înțeles. Dar eu nu am de gând să mă autojustific până la nesfârșit. Bun, cred că ați primit răspunsul la întrebare. Până într-un trecem... final, este un mincinos, așa se spune. Trecem domnul la următoare. Da. Cine nu știe, trecem la următoarea rundă. Întrebări de la telespectatori. Vreau să vă spun că de această dată am avut destul de multe întrebări pentru dumneavoastră. Domnul Balaur, întrebare pentru domnia voastră. Sunteți unul dintre puținii prieteni numiți de Dorin Chirtoacă, care a rămas în funcție după venirea Silviei Radu la primărie. Cum ați ajuns din membru PL în membru al Partidului Democrat? Uitați-vă. Eu am explicat această întrebare, dar nimic vă răspunde și acum. Atunci când multe proiecte, pentru că de ce este de fapt cu mapa în față, sunt multe proiecte care le-am promis oamenilor și nemijlocit am încercat să implementez. Atunci când s-a modificat, trebuie să le arunc toate, pentru că așa e la noi să deprins oamenii, promit, după care ies în opoziție, nu fac nimic și speranța oamenilor care o investesc în tine, de fapt, nu mai există. Ceea ce am încercat eu, de fapt, proiectele care le am, deja ele sunt în derulare și urmează chiar și în 2019. Rondul, sensul geratorului de la calea Orhiei cu studenților, va fi implementat. Dar să luăm așa, cazul care explozie din bulevardul Moscova 11, cu ajutorul guvernului, timp de două luni de zile oamenii au revenit acasă. Dumneavoastră, când ați acceptat propunerea, uitați-o. Nu știați încă în explozie, ascultați, eu la momentul de față n-am nici carne de membru, ca dumneavoastră să cunoașteți. Sunteți sau nu membru a Partidului Democrat? Mie când mi-a explicat, nu am carne de membru, mie când mi-a explicat și mi-a propus acest factor, nu există un partid mai echilibrat, mai profesionist la momentul de față, din partea cărui să candidez. Deci am acceptat cu mândrie și să reprezint acest partid în campanie electorală. Partidul Liberal nu era așa când ați devenit membru al partidului? Nu. Aici, acum mulți băieți buni din Partidul Liberal nu se mai regăsesc. Am înțeles. Deci nu a fost o condiție a... Nu.
să treceți dintr-un partid în altul? Nu. Așa a fost decizia dumneavoastră. Da, decizia proprie. Să migrați. Am înțeles. Domnule Bătrâncea, întrebare de la telespectator. Ce studii superioare aveți finalizate? Sau dacă, în general, aveți studii superioare? Sunt magistru în drept internațional. Am bacalaureat, am susținut cu istorie, practic, unul din cei mai buni, cu studiile tot ok, puteți să mai căutați. Eu bănuiesc că telespectatorul se referea la studiile de la Universitatea de Stat, de la istorie, da? Dacă nu greșesc, la istorie ați făcut. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă magistru în drept internațional, drept, facultatea juridică. Eu v-am afirmat ceva despre facultatea de istorie, eu ceva am încurcat. Eu am spus bacalaureat la istorie, după care am intrat la universitate și sunt magistru în drept internațional. La Universitatea de Stat ați făcut studii? Le-ați finalizat sau nu? Am masterat în alte instituții de învățământ. Am înțeles. Și studii. Nici n-ați învățat la Universitatea de Stat. Am făcut studii în altă universitate. Eu nu înțeleg întrebarea. Dumneavoastră, ați rostit ultimul meu cuvânt că să nu pot apela la legături? Nu, sigur că nu vreau. Domnul Slusar, întrebare de la telespectator, interesantă. Cum credeți? Ați putea fi șantajabil? Nu. Scurt. Bine. Domnul Cebotărescu, întrebare pentru dumneavoastră. Optați pentru legalizarea consumului de cannabis în scopuri medicale. Sunteți consumator de marihuana? Și iată încă în context încă o întrebare. Ați votat pentru legalizarea prostituției? Înseamnă prima întrebare. Da. Prima întrebare este dacă sunt consumator de cannabis. Da? Asta este. Eu am consumat cannabisul în Olanda, unde este absolut legal. Și pot să vă propun și pe dumneavoastră să vă invit să vedeți cum e acolo. Asta e. Eu am fost în Olanda, știu. Știți cum e acolo, da? Foarte bine, asta este. Și a doua întrebare? A doua întrebare cu prostituție. Consider că așa de mulți deputați avem care de aceeași specialitate, că îi pot singur spui. Îi pot spui. Întrebare inutilă. Asta este. Bun, dar dincolo de ce din parlament? Asta dumneavoastră spuneți, noi așa nu-i considerăm. Da, nu. Nici eu așa nu consider. Mai este o glumă. La modul serios. Da. Dar cei deputați care v-au rugat să mergeți cu steluță în buletin, nu putem să spunem că nu sunt prostituate. Trebuie să răspund la domnul Bătrâncea la întrebare cu steluță. Totuși trebuie neapărat, deoarece eu am fost foarte mirat. Dumneavoastră consumați din timpul pe care îl aveți. Un fost deputat liberal, actualmente democrat, v-a rugat să mergeți în listă la noi în circumscripție cu steluță. Domnul Bătrâncea, eu mai am întrebările miele pentru dumneavoastră. Acest deputat aparține la cei ce sunt? Cine m-a rugat? Despre ce vorbiți dumneavoastră? Bun. Următoarea întrebare pentru domnul Cebanu. Nu aveți nici casă, nici masă. Unde locuiți? Are ce familie. Vă deplasați? Nu am familie, ca să știți. În primul rând avem o mașină și aparține și părinților și mie. Și nu părinții declarați. Mei au două apartamente, unul dintre care locuiesc eu, pentru că sunt pe ei. Asta este tot. Adică ați putea să indicați că le nu folosiți pot să indic în comodat. Pentru că legislația nu îmi permitea la ora actuală chestia asta. Comodatul sunt pe părinți, nu, dar n-am comodat. N-am comodat pe ele. Și vă deplasați cu automobilul cu familiei. Cu un Toyota Corolla din 2005, care aparține familiei. Am înțeles. Domnul Ciubașencu, cum ați ajuns să faceți echipă comună cu Valeriu Pasat în 2010? De ce mereu v-ați implicat în politică alături de exponenți de la Moscova? Nu e adevărat. În 2009 am candidat pe listă pe LDM. Nu, cred că nimeni nu spune că exponentul Moscovei. Atunci noi am luptat cu guvernarea lui Voronin, pentru că eu personal am avut probleme și de familie și personale cu Voronin. Domnul Pasat, dosarul a fost închis cu migurile. Deci domnul Pasat a ieșit cu o inițiativă foarte frumoasă de a introduce în curriculum școlar subiectul ortodoxie, bazele ortodoxiei. Eu am susținut acest proiect și chiar astăzi îl susțin. Este o idee foarte bună. Da. Tot atunci domnul Pasat a fost primul care a invitat biserica să se implice activ în politică, în campanie electorală. Ceea ce, din păcate, practic a arătat că experiențele negative sunt preluate și de alții. Runda de întrebări de la moderator. Domnul Balaur. Maxim, minutul ăsta. Poftim? Dar eu am, totuși trebuie să vă adresez o întrebare. Nu pot să nu vă adresez întrebare deloc. De final, poftim? Minut de final va fi, nu va fi. Eu v-am zis să țineți cont de acest lucru, că s-ar putea minutul final să fie mai scurt, dar dumneavoastră gestionați. Eu nu pot să nu vă adresez întrebări. Puteți să nu răspundeți la întrebările celorlalți, v-am atenționat, puteți să nu răspundeți. Dar la întrebările moderatorului nu e corect să nu răspundeți. Puteți să răspundeți foarte scurt. Domnul Balaur,
Cum se împacă afacerile dumneavoastră din domeniul imobiliar cu funcția de pretor al sectorului Râșcani? Foarte bine. Mai multe imobile pe care le dețineți se găsesc în sectorul Râșcani, pe care nu le dețineți, le vindeți, corectez. În ultimii ani, D&D companie a construit blocuri la Râșcani pe care compania dumneavoastră le vinde. Este o companie care, înainte de a fi funcționar public, am avut o companie din care am declarat nemijlocit tot ce legat anume de veniturile mele și în continuare activează. Ea nu este deschisă acum recent, așa că tot este legal. Dar ea activează cu mai multe vânzări la anume. Ea nu activează numai pentru o companie imobiliară, nu lucrează doar câteva imobile, lucrează tot ce care solicită să presteze un serviciu de intermediere. Da. Bine, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Bătrânge. Și pentru dumneavoastră, ce vă întrebați? Unde locuiți și cu ce vă deplasați? În declarația mea de venit, totul este, absolut totul este declarat. Dar cu ce ați venit la această dezbatere? Cu mașina de serviciu. De la Parlament? Nu. Dar ce mașină de serviciu? Este în declarație. Nu, în declarație nu e nicio mașină. Dumneavoastră nu răspundeți la întrebare. Nu vreau să răsesc timp pentru întrebări inutile. Vreau să mă adresez alegătorilor. A trebuit să știe ce fel de mașină nu de serviciu am de gând să mă justific, nu am deține în viața un deputat și nu este mașina de pe la Parlament. Nu am furat în viață niciun leu, să adresați aceste întrebări la altcineva, cei care au fost în alianță. Bun, asta tot este răspuns, eu cred că telespectatorii îl ascultă. Eu tot așa cred. Domnul Slusar, spuneți-mi, vă rog, dacă aveți tangențe directe sau indirecte cu proiectul 2KR? Sau dacă le-ați am activat un an în calitate de jurist acolo, prin Comul și atât. Au fost niște acuzații anterior despre faptul că ați fi avut niște beneficii din acest proiect? Eu nu pot să am niciun beneficiu deoarece nu mi-aparține niciun ar de terenuri agricole, nu mă ocup cu agricultura, eu am fost manager în organizația non-guvernamentală, la 2KR am fost angajat în calitate de jurist și atât. Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Cebotărescu, întrebare pentru dumneavoastră. Ați votat pentru impozitarea veniturilor bisericilor? Omul trebuie să creadă în ceva. Dacă noi să impozităm bisericile, apoi să impozităm că oamenii stau la bucătărie și vorbesc între dânsi, eu consider că nu este util. Noi suntem o țară creștină și respectiv nu consider că este necesar. Am înțeles, vă mulțumesc. Domnul Cebanu, privatizarea de către SRL Regata Imobiliară terenului aferent obiectului privat de pe strada Kiev 7. Știți despre ce teren vorbesc? Este Casa de Cultură a Sindicatelor, aici, la Râșcani, nu departe. Unde se construiește Kaufland-ul? Da, unde se construiește Kaufland. Terenul aferent a fost vândut unei companii despre care au fost multe investigații jurnalistice. Unii o filiază unor actori politici, nu cunosc, dar, politici, mă rog, pe suprafață, altora. La suprafață, așa. Privatizarea s-a făcut cu votul consilierilor liberali. Dumneavoastră ați fost unul dintre consilierii care a votat pentru acest proiect de lege ca să fie privatizat acest teren și să se construiască aici Kaufland-ul. Și eu mă bucur cu asta. Dacă aici vine investiția germană prin filiera românească Kaufland-ul, eu mă mândresc cu această investiție. Vreau să o văd cât mai repede în funcție și la Râșcani, și la Ciocana, și la în celelalte sectoare. În toate sectoarele trebuie să fie câte un Kaufland. Cel puțin așa știu eu. Vă amintiți cu cât a fost privatizat acest teren? Nu cunosc, chiar nu cunosc. Nu cunosc în amănunte, știu că am votat, nu numai pentru ăsta, am votat pentru ca în fiecare sector să fie câte un câte o filială a Kauflandului în Republica Moldova. Dar nu contează cu ce bani se privatizează, pentru dumneavoastră asta nu este important? Dom'le, sunt 1600, dacă vreți să, dacă insistați pe chestiunea asta, sunt 1600 de subiecte atunci când am venit în Consiliul Municipal. Ele sunt pregătite de către direcțiile respective, juriști, economiști, finanțiști, de la arhitectură și așa mai departe. Atunci când vin deja pe masa Consiliului Municipal, acolo sunt prevăzute sumele cu care se privatizează, cu care nu trebuie să fie privatizat și așa mai departe. Nu mă întrebați pe mine. Sunt specialiștii care pot să răspundă. S-a privatizat cu cât trebuia sau nu cu cât trebuia?
eu cred că Consiliul Municipal poate decide dacă se privatizează la preț normativ. Da, dar să știți că atunci când veneau investiții în țară făcute de alte firme, să știți că aveau impuneri, spre exemplu, în România, au fost impuneri ca să le facă drum până la propria afacere, dacă vorbim de investiții străine. Ori în cazul nostru, noi vorbim de Kaufland. Și se va face drum. Nu, eu vorbesc despre, eu vă spun ca de exemplu, eu vreau să văd Kaufland-ul și atunci putem vorbi. A fost de bine sau a fost de rău? Eu vreau să văd respectiva investiție funcțională și atunci putem spune, e de bine sau de rău. La ora actuală știu că trebuie să se deschidă primul la Botanic. Da, vă rog să vă lăsați niște timp. Cât mai este? Vreo jumătate de minut. Domnul Cibașencu. Întrebare pentru dumneavoastră, din declarația de avere, nu știu, poate e scrisă greșit ce am văzut eu acolo pe site-ul CEC, dar indicați venituri de 0 lei, dar mai multe achiziții, spațiu comercial, teren de peste jumătate de milion de lei împreună luate. Din ce venituri? Într-adevăr, din salariu n-am primit 2 ani că zero s-a închis. Mai multe imobile au fost procurate în anii precedenți, nu în acești 2 ani. Am legalizat un lot la Stăuceni, lot pomicul l-am procurat de la primărie cu 800 de lei, a fost valorificat de organul cadastral în jur de 100 de mii de lei. Și tot ilegal, în acești ultimii 2 ani nu am procurat nimic. Dar din ce trăiți? Acolo este și o donație, sora a vândut apartamentul părinților și am primit, din bani. Și din acumulări din trecut, că am lucrat, am câștigat bani. Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Susa și domnul Cebotărescu, dumneavoastră mai aveți timp, de asta am să vă mai adresez câte o întrebare. Poftim? Cebotărescu, mă scuzați. Am să vă mai adresez câte o întrebare, una foarte simplă și complicată în același timp. Păcat că nu pot adresa și domnului Bătrâncea. Există vreo diferență între un candidat ales pe circunscripție uninominală și un candidat ales pe listă? Există sub aspectul activității. Eu, ca atare, nu sunt adeptul votului mixt și consider că este un sistem foarte complicat și dificil, chiar dacă facem abstracție de interesele lui Plohotniuc și lui Dodon, care au introdus acest sistem. Este foarte complicat și sub acest aspect, candidatul care merge pe circumscripție, desigur că trebuie să dedice mai mult efort, mai mult timp, deoarece el trebuie să reprezinte, mai ales dacă merge și pe listă, trebuie să reprezinte în aceeași măsură partid, blocul la nivel național, cât și să aibă întâlnirile specifice, speciale în oraș. Da, în Chișinău. Dar este și încă un lucru care pe mine un pic mă deranjează. Noi, într-adevăr, am transformat campania în Chișinău, ceea ce chiar cu riscul să nu fiu ales. Dar noi nu-mi place acest moment că noi ne coborâm la nivelul puterii locale, că în loc să facem descentralizare și să facem legile bune pentru puterea locală, noi ca deputați ne gândim cum noi să facem, să punem becuri în apartamente. Așa nu este normal. Important să înțeleagă telespectatorul că deputații nu pot pune becuri în apartamente, că se creează așteptări false. Aceeași întrebare, vă rog frumos. Domnul Cebotărescu. Pentru partide, sigur că asta ar fi un sistem mai complicat și ei se irosesc. Iar pentru mine, un candidat independent. Întrebarea era dacă există diferență, dacă dumneavoastră faceți diferență într-un deputat ales pe listă și unul, indiferent, legea cum există, unul ales pe listă și unul ales pe circunscripție. Păi unul pe listă și unul pe circunscripție, asta e. Diferență între ei în Parlament există? Nu, ești deputat. Atribuțiile? Atribuții ca deputat. Am înțeles. Și pentru dumneavoastră, dacă vreți să vă mai adresez o întrebare, dacă nu vă las pentru minutul final, care în cazul dumneavoastră va fi 1 minut și 43 de secunde, da. Dacă acceptați, spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste alegeri despre ce sunt? Poftim? Aceste alegeri de acum din Republica Moldova, despre ce sunt? Noi am avut alegeri geopolitice în care am ales între vectorul politic est-vest. Aceste alegeri despre ce sunt? Și când ajungeți în Parlament, de unul singur. La cine vă duce să vă alipiți? Că e greu să stai singur și să realizezi ceva. De fapt, cu cine să mai aliez? Deputat de la socialist, Stolkenko, nu știu cum un deputat. El deja, după ce am ridicat eu întrebarea cu decriminalizarea cannabisului, deja pe data de 8 au pus o întrebare față de partidul lor că este necesitate de, am vrut să citesc, necesitate de a lucra cu consumatorul, de pe dânșii a trata
Dar nu o pune la închisoare, deoarece a ține omul la închisoare pentru că el consumă un drog și este diferență, că de fapt cel mai periculos drog este alcoolul, tutunul și numai în categoria ce este cannabis, a ține închisoare. Asta e foarte, foarte rău și nu este util. Asta este. Cu cine faceți alianță? Cu toți acei care o să mă susții în programul meu electoral ca să-l obțin. Pentru asta cu cannabisul în general. Am 24 de puncte care, economice, care nimeni nu au citit. Nici pur și simplu, dumneavoastră doar despre asta vorbiți, de asta și vă întreb. Nu, pe mine numai asta mă întreabă, dar mă întrebați și altceva, vă răspund toate punctele. Suntem la ultimile secunde din dezbatere, vă rog pentru cuvântul final, domnul Balaur. Noi deja am văzut istoria, am trecut pe multe alegeri, am văzut diferența care încearcă cineva să ne dezbine, fie la vest, fie la est. Astăzi candidez pentru această circumscripție numărul 28, pentru ca dumneavoastră să aveți un reprezentant bun și din nădejde în Parlament. Voi reprezenta nemijlocit interesele personale și la nivel de municipiu și la nivel de țară. Vă invit pe data 24 să votați Balaur Nicolae și Partidul Democrat, unicii care facem fapte și nu vorbe. Mai aveți 13 secunde, puteți să le folosiți. Da, să le tot. Nu? Bine. Domnul Pătrânce. Cred că oamenii sunt obosiți de atâta discuție. Deja este ridicol și inclusiv subiectul dezbaterilor. Unii au construit, alții au privatizat chestii. Oamenii vor schimba și unica soluție este Partidul Socialiștilor. Este au fost la guvernare, vor fi în coaliție dacă le va permite alegătorul. Dar dacă oamenii vor schimbare, este soluția Partidul Socialiștilor. Vom întoarce economie, programe sociale și vom face viața cetățenilor cel puțin un pic mai bună. Mai aveți secunde? Și în sectorul Roșcani noi suntem unica echipă care vorbim cu alegători și atunci când cineva spune, iată, deputat nu este acela cu becul, eu pot să-l spun că oamenii așteaptă de la noi soluții și un ajutor real. Dar dacă oamenii nu merg în teritoriu să întrebe oamenii de probleme lor, nu sunt gata să... Da, vă mulțumesc frumos. Iar noi suntem cei care muncim în sectorul Roșcani. Gata, ați consumat. Mulțumesc. Domnul Sus. Prieteni, noi avem pe 24 februarie 3 opțiuni. Să stăm acasă, fim frustrați cu deznădejde pentru acest regim mafiot și chipurile cu toți fură și după ce stăm acasă, furturile vor fi și mai mari. A doua opțiune, să alegem trinomul Plahotniuc, Dodon, Șor, deoarece cu Dodon și Șor Plaha fură mai ușor. Și a treia opțiune, să alegeți reprezentanții clasei politice noi, care vor face stat de drept, vor strivi corupția, vor porni economia din investițiile și va scoate din societatea această frică. Votați blocul acum, votați pe Alexandru Slusăr pe circumscripția 28. Vă mulțumesc frumos. Mai aveți timp? Îl consumați sau nu? Nu. Domnul Cebotarescu? Vă îndemn în aceste alegeri să votăm o altă cale. O cale a oamenilor buni. O cale a legilor relaxate. Susțineți decriminalizarea și legalizarea marihuanei în scopuri medicinale și industriale. Este o plantă care ușor se transformă în pânză. Este o plantă care ușor se transformă în făină. Poate înlocui plasticul. Această plantă poate aduce bani în buget, în bugetul nostru. Un fel de petrol a Republicii Moldova. Votați Dumitru Cebotărescu, numărul 5 în buletinul de vot. Mulțumesc. Domnul Cebanu? Am pe 24 de puncte. Stimați cetățeni, aceste alegeri au tot ridicolul posibil și imposibil. De la becuri până la cannabis, de la străzi lățite și lungite, până la, cineva spunea că l-aduce pe Joe Biden sau l-au adus. Din păcate, sub toate acest ridicol, ne paște pericolul rusesc, ne paște federalizarea. Nu degeaba am pus și întrebarea anterior. Odată cu venirea partidei ruse, odată cu venirea partidei ruse, avem toate șansele să avem federalizare, iar prin asta... Gata, să, nu pot să vă mai acord. Iar prin asta, dacă îmi permiteți să închei propoziția. Iar prin asta, să rupem dintotdeauna și cu România și cu Uniunea Europeană. Nu mai pot să vă acord mai mult timp, pentru că vom fi noi penalizați. Dacă nu mă vruiați, spuneam și nu... Уважаемые сограждане, я Дмитрий Чубашенко, журналист, который баллотируется по одномандатному округу 28, Рожкановка, Старая Почта в парламент Республики Молдова. Я вижу себя в парламенте в качестве народного контролера от нашего округа. Народный контроль должен стать инструментом сопротивления обиженного, бедного большинства обнаглевшему коррумпированному меньшинству.
Мы должны положить конец войне по геополитическим, национальным, языковым признакам, потому что эта война выгодна кукловоду, который сталкивает нас лбами и продолжает грабить Молдову. Мы должны положить конец этой войне, чтобы вместе бороться с ворами. Что касается Рыжкановки и Старой почты, у меня есть план из 10 пунктов для нашего конкретного округа. С ним можно познакомиться на моем блоге чубашенко.md, на моем канале в YouTube 10 минут с Дмитрием Чубашенко. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc pentru participarea la această dezbatere, le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Vă aștept și mâine de la 17.00 pentru o nouă rundă de dezbatere cu candidații din circunscripția 29. Rămâneți alături de TV8, urmează emisiunea Iubește Viața!